menopauza, o etapă absolut naturală în viața femeii, are totuși efecte negative puternice. Fii pregătită să o gestionezi. Rămâi în tendințe și în 2023. Află ce presupune tehnica French Glass, ultima fiță în materie de manicură. Cel mic privește cruciș sau nu pare să observe anumite mișcări, consultul oftalmologic este obligatoriu după vârsta de 6 luni. Începe Sănătate cu stil! Bun găsit tuturor! Aveți bufeuri, probleme cu somnul, stări emoționale schimbătoare. Dacă ați trecut de vârsta de 45 de ani, simptomele pot indica apariția menopauzei. O perioadă dificilă în viața femeilor, care produce schimbări atât în plan fizic cât și psihic. În același timp, este o etapă firească și nu trebuie să ezitați să cereți sfatul unui specialist pentru a gestiona cât mai bine efectele ei. Menopauza reprezintă încetarea funcției ovariene și apare prin consumarea numărului de foliculi din ovare. Vârsta la care debutează este valabilă și instalarea propriu-zisă poate dura câțiva ani. Menopauza se instalează la un an de la ultima menstruație, deci trebuie să avem cel puțin 12 luni fără menstruație. Ea înseamnă cumva o încetare a funcției ovariene, atât a funcției de secreție a hormonilor sexual feminin, estrogenul și progesteronul, cât și a funcției de ovulație. Este practic un proces natural de îmbătrânire a ovarelor. Vârsta medie de intrare la menopauză este de 51 de ani, practic undeva între 45 și 55 de ani intrăm la menopauză, dar există și situații în care intrăm un pic mai devreme, deci înainte de 45 de ani, și situații în care menopauza este tardivă și se instalează după 65 de ani. Menopauza și perioada care o precedă, perimenopauza, generează modificări importante la nivel hormonal, în principal prin scăderea sintezei de estrogen. Asta poate provoca schimbări bruște de dispoziție, bufeuri, tulburări de somn și chiar migrene sau depresii. Simptomele, din păcate, sunt foarte multe. Scăderea nivelului de estrogen în special afectează absolut toate aparatele și sistemele. Și o să încep cu tulburările vasomotorii, pentru că toată lumea știe de bufeuri. Ele sunt acele valuri de căldură care se datorează creșterii bruște a temperaturii centrale și care sunt însoțite de transpirații profuze, de atacuri de panică de multe ori, de creștere ale tensiunii arteriale, ale pulsului pacientele la o stare generală alterată. Din păcate, se pot repeta destul de multe ori pe zi și uneori chiar de mai multe ori într-o oră. Apoi avem modificarea ale fanerelor, tot ce înseamnă păr, unghii, piele. Părul își pierde luciul, este mult mai friabil, începem să pierdem o mare parte din podoaba capilară, unghiile sunt mai friabile, pielea nu mai este la fel de netedă, își pierde elasticitatea, își pierde luciul. Începem să avem modificări ale țesutului adipos, în sensul în care ne îngrășăm mult mai ușor, ne scade rata metabolismului. Țesutul adipos are o predispoziție diferită, cumva cu preponderență în zona abdominală. Apoi avem mialgii, artralgii, cu redoare matinală, cu mobilizare greoaie dimineața. Pacientele pot dezvolta creșterea tensiunii arteriale, pot prezenta multiple tulburări de cogniție, de la depresie, anxietate, iritabilitate, până la depresie severă, gânduri suicidare. Sunt paciente care dezvoltă mult mai repede demență, toată lumea a auzit de boala Alzheimer. De asemenea, pacientele pot prezenta tulburări de somn, fie treziri nocturne pe parcursul nopții, fie insomnie de adormire, somn de proastă calitate, starea generală este alterată cu senzație de oboseală, nervozitate, crampe musculare, amorțele ale buzelor, ale mâinilor. Deci, pe absolut tot prezentăm modificări. Odată cu instalarea menopauzei pot apărea și complicațiile. În această perioadă crește riscul de boli cardiovasculare, diabet, obezitate, osteoporoză și chiar riscul de cancer mamar. De asemenea, pacientele dezvoltă frecvent incontinență urinară și tulburarea funcției sexuale. De cele mai multe ori premenopauza există și este destul de lungă. Iar în această perioadă, pacientele prezintă manifestări ale secreției reduse de estrogeni pe absolut toate aparatele și sistemele, adică pot prezenta semne de menopauză, nu atât de severe, și pot prezenta încă menstruații care de obicei sunt neregulate.
Urmează apoi menopauza, despre care am spus că apare la un an de la ultima menstruație, și postmenopauza, care durează destul de mult. Dacă luăm în considerare vârsta medie la care se instalează menopauza de 51 de ani și vârsta maximă medie cât poate să dureze o postmenopauză, și anume 65 de ani, am putea spune că postmenopauza durează undeva între 10 și 14 ani. În această perioadă, pacientele prezintă în continuare semne de menopauză, dar ele încep să devină din ce în ce mai rare și mai puțin supărătoare, însă în această perioadă apare riscul dezvoltării bolilor asociate nivelului scăzut de estrogen. Echilibrarea stilului de viață este principala indicație pentru a gestiona mai bine simptomele menopauzei, dar există și tratamente recomandate în funcție de simptomele și modificările produse la fiecare pacientă în parte. Primul lucru important de menționat este stilul de viață. Trebuie să conștientizăm că stilul de viață este foarte important. Cu mișcare adecvată, somn minim 7-8 ore pe noapte, hidratarea, dieta bogată, săracă în grăsimi și în sare, în special la pacientele cu hipertensiune arterială și nivel ridicat al colesterolului. Foarte importantă este administrarea de antioxidanți. Zinc, seleniu, omega-3, vitamine A, C, resveratrol. De asemenea, suplimentarea cu calciu și vitamina D3 pentru prevenția osteoporozei. Bineînțeles că aici intră în discuție tratamentul de substituție hormonală. Din păcate, sistemul medical românesc abordează menopauza, din punctul meu de vedere, incomplet și ineficient. Majoritatea medicilor și majoritatea pacientelor se tem de tratamentul de substituție datorită creșterii riscului de cancer mamar. Ce cred eu că ar fi important să știm este că dacă riscul bazal la o pacientă care intră la menopauză pentru cancerul mamar este de 2,3%, pentru o pacientă care urmează tratament de substituție este de 2,8%. Tocmai de aceea este important ca încă de la primele semne de menopauză să discutați deschis cu medicul dumneavoastră și să faceți analizele recomandate. În primul rând, pacienta ar trebui să meargă la medicul ginecolog. E foarte importantă discuția cu medicul ginecolog. Prima întrebare va fi, bineînțeles, despre moștenirea genetică. Când au intrat mama, sora, bunica la menopauză? A doua este menarha, care e vârsta la care a fost prima menstruație. Câte sarcini au avut pacienta, dacă a alăptat, ce metode de contracepție a folosit. Urmează controlul ginecologic, care va fi unul complet, și controlul endocrinologic, e foarte important. Consultul ginecologic ar trebui să facă parte din rutina oricărei femei. Astfel putem să ne cunoaștem mai bine corpul și să fim mai bine pregătite în fața efectelor pe care vârsta le are, inevitabil, asupra noastră. Ni se spune tot timpul că o alimentație bogată în fibre asigură o mai bună funcționare a tractului digestiv. Dar ce sunt de fapt aceste fibre? Ele provin din cereale, fructe sau legume și reprezintă acea parte a plantei pe care organismul nostru nu o poate digera sau absorbi. Spre deosebire de grăsimi sau proteine, fibrele trec prin sistemul digestiv aproape intacte și sunt recunoscute pentru rolul lor în prevenirea cancerului colorectal. Există două tipuri principale de fibre de care organismul nostru are nevoie. Fibrele solubile sunt cele care se dizolvă în apă și se transformă într-un material gelatinos. Acestea pot ajuta la scăderea colesterolului și a glucozei din sânge. Fibrele solubile se găsesc în ovăz, mazăre, fasole, mere, fructe, citrice sau morcovi. Fibrele insolubile sunt cele care ajută la mișcarea bolului alimentar prin sistemul digestiv și în acest fel îi ajută pe cei care suferă de constipație. Le găsim în făina de grâu, nuci, fasole și legume precum conopida, fasolea verde și cartofii. Există alimente cum ar fi fulgi de ovăz sau fasolea, care conțin atât fibre solubile cât și insolubile. De ce sunt importante? Studiile au arătat că fibrele au rol esențial în menținerea sănătății intestinale și pot reduce riscul de a dezvolta hemoroizi. De asemenea, fibrele solubile ce se găsesc în fasole, ovăz ori semințe reduc nivelul colesterolului și
protejează inima prin reducerea tensiunii arteriale și a inflamației. La persoanele cu diabet zaharat, fibrele, în special cele solubile, pot încetini absorpția de zahăr și ajută la îmbunătățirea nivelului de zahăr din sânge. În plus, alimentele bogate în fibre tind să fie mai sățioase și, astfel, ajută în reducerea aportului alimentar, fiind recomandate în dietele hipocalorice. Este necesar un aport de 10-13 grame de fibre la fiecare 1000 de kilocalorii. Acestea pot fi obținute din pâine și alte produse din cereale integrale, legume și fructe, mai ales din coajă, semințe, păstăi, boabe și leguminoase. Pentru o eficacitate maximă, trebuie asociate cu un consum de aproximativ 2 litri de lichide zilnic. French Glass este o tehnică nouă în manicură care a prins foarte bine încă de anul trecut. Pentru aceasta se folosesc tipsuri reutilizabile în formă ovală sau pătrată pentru aplicarea gelului pe unghii, nu înainte însă de a îndepărta cu grijă materialul vechi. Forma pe care o dau acum este o formă incorrectă, deoarece îi voi mânca lateralele, așa se spune în domeniul nostru, și anume o voi face ascuțită, pentru că atunci când aplic partea de gel transparentă, se va lăți datorită efectului vizual care se va crea. Plus că noi mai trebuie să avem loc și de partea transparentă să se vadă frumos, deci automat partea care o să fie nude o să fie mai îngustă.
îți dai seama dacă cel mic are probleme de vedere. E simplu, îl duci la oftalmolog. Primul control ar trebui să aibă loc în primele 6-8 luni după naștere și apoi din 2 în 2 ani, dacă nu observați modificări majore. Cele mai frecvente probleme oculare în rândul copiilor sunt strabismul, ochiul leneș și vicile de refracție. Depistate la timp, acestea pot fi corectate, astfel încât la vârsta adultă să nu fie nevoie de ochelari. Problemele oculare ale copiilor trebuie tratate încă din primul moment în care părinții sau medicul pediatru observă mici schimbări în jurul lobului ocular. De altfel, specialiștii atrag atenția că o parte din afecțiuni sunt prezente încă din primele zile de viață. În primele săptămâni de viață, deci după naștere, există un număr mare de copii care prezintă obstrucții de căi lacrimale, care de multe ori sunt lăsate până la vârsta de un an. Nu, ele trebuie rezolvate și aceste căi lacrimale trebuie dezobstruate printr-o procedură numită cateterismul căilor lacrimale, având în vedere că acești copii prezintă tot timpul secreții purulente în unghiul intern, chiar o remanență a secrețiilor purulente la nivelul plioapelor generează o eczematizare a acestora. Deci creează nu numai un aspect inestetic, dar oarecum creează și un disconfort copilului, care căruia tot timpul îi se instilează picături cu antibiotice, ceea ce iară nu este bine pentru flora microbiană locală. Una dintre cele mai frecvente probleme oculare în rândul celor mici este cataracta congenitală. Unii copii o au din naștere, în timp ce alții o pot dobândi în urma unui traumatism. Privirea încețoșată este un simptom specific. Poate fi unilaterală sau bilaterală, poate să îmbrace diferite grade de opacifiere a cristalinului. Cea care evoluează cu un cristalin total opacifiat este forma care este de fapt cea mai severă și care întotdeauna ascunde la nivelul ochiului fie un viciu de refracție mare, fie o atrofie de nerv optic, fie o altă patologie care, din păcate, ulterior în perioada postoperatorie ne deranjează pe noi în recuperarea vederii. Sigur, cataracta congenitală unilaterală, oricât de bine ai opera-o și ai trata-o, fără un tratament de reeducare vizuală, n-ai făcut mare lucru. Deci, din acest punct de vedere, nu este rău ca atunci când părinții, primele săptămâni de viață, observă la nivelul pupilei copilului că nu este culoarea neagră obișnuită, ci este o culoare mai albicioasă, imediat să se prezinte la oftalmolog. Frecvente sunt și viciile de refracție, care, fără un tratament corespunzător, pot duce la probleme de vedere mai grave și pot afecta performanțele școlare. Miopia, hipermetropia, astigmatismul. În general, copiii moștenesc de la părinți de multe ori aceste vicii de refracție, de aceea când părinții sunt purtători de ochelari sau au strabisme operate sau au un ochi ambliop, deci un ochi cu acuitate vizuală mai scăzută, este bine să aducă copilul la o consultație la vârsta de un an. Strabismul, cunoscut în popor drept ochi încrucișați sau privire strâmbă, face parte și el din afecțiunile întâlnite des la copii și acesta poate fi corectat dacă este depistat la timp. Sigur că prima etapă este prescrierea ochelarului, în cazul în care avem un strabism monolateral, care știm că evoluează cu o vedere slabă pe ochiul respectiv, obligator trebuie început un tratament de dezambliopizare, respectiv de o recuperare a vederii la ochiul respectiv prin acoperirea ochiului sănătos. Și aici fac o paranteză, cu cât această dezambliopizare începe mai rapid, cu atât și șansa de recuperare a vederii este mult mai mare, având în vedere că procesul de dezvoltare a vederii se termină până în jurul vârstei de 7 ani. O afecțiune mai periculoasă, care poate duce la orbire și care are nevoie urgent de intervenție, este glaucomul congenital.
Primele manifestări ale copilului sunt în primul rând niște ochi mari, buftalmi, pentru că sclera copilului este extensibilă la vârsta respectivă și o presiune intraoculară mare va genera o distensie a sclerei. De asemenea, ne frapează la acest copil megalocornea, deci o cornee cu dimensiuni mult mai mari. Pe de altă parte, acești copii își pun tot timpul capul în pernă. De ce? Pentru că au fotofobie, au deranj la lumină din cauza presiunii intraoculare crescute care generează edem cornean și au fotofobie și atunci ei tot timpul își pun căpșorul în pernă. Dacă micuțul prezintă astfel de simptome, trebuie să mergeți rapid la oftalmolog și, dacă diagnosticul se confirmă, se face o operație de drenaj al umorii apoase pentru scăderea presiunii intraoculare. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos!